acord. Doamnă, pe aici, pe cea mai scump la dumneata veneam. Și eu zău la dumneata veneam. Oh, doamnă. Mă, mă. Dar pe legea mea că nu prea arăți bine. Asta n-am să o cred niciodată. Mă zău că bine nu arăți. Fie, cu toate că știu că aș putea face dovadă de contrariu. Iată că vine și drăgălașul de Robin. Ei, puiule de uliu, ce noutăți aduci cu tine? Stăpânul meu, Sir John, se află la ușa din dos și ar dori să-i țineți de urât. Ia spune tu, păpușelule mic, n-ai fost credincios? Da, vă jur, stăpânul meu nici nu știe că vă aflați aici și a zis că mă trimite la preumblare dacă scot o vorbă despre toate astea. S-a jurat că mă dă afară. A, ești un băiat tare bun și discreția dumitale va fi croitorul care te va înzestra cu un pieptăraș nou și cu o pereche nouă de nadragi. Eu mă duc să mă ascund. Întocmai. Acum du-te și spune stăpânului tău că sunt singură. Doamna Page? Doamna Ford. Adu-ți aminte rolul. A, legea mea, dacă n-ai juca bine, să mă... Fluier! Să-i dăm drumul! Să-i dăm drumul! Reporta noi cum se cuvine cu și loveala aia nesănătoasă! Nesănătoasă! Să băgăm la murătoare acel dovleac umflat! Să-l facem noi să deosebească porumbițele! De gaițe! Unu, doi, trei. Mulțumim actorilor! Mă scuzați, mulțumim actorilor, ați recunoscut-o pe Laura Stoica, mulțumim Laura că ai venit. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Un actor grăbit care spune replica și apoi a plecat. Spune-mi Laura, spune, m-ai cochetat cu ideea încă de pe atunci când cântai această piesă? Cred că mult mai înainte, aptitudinile mele teatrale au fost exersate acasă atunci când mama mă învăța să recit și la școală aveam câteva succese așa. Dar ar fi acum să fii la un Oscar, cu ei mulțumim primul și în primul rând? Cred că mamei, normal. Aș vrea să te invit în scenă alături de trupa ta, care trebuia să fie deja aici. Ei sunt tinerii studenți de la Facultatea Ecologică, cum am zis. Cum vă numiți? Veronica Gherasim. Ionuț Gheorghiu. Și le mulțumim pentru această minunată scenetă, un fragment, după cum am amintit mai devreme, nevestele din Windsor, de William Shakespeare. Laura, te invităm să cânti. Așa, acum... Și tu? Cine ești? Călător bat și-o drumurile. Să le înalte sau mai mult? Am să văd. Așa pot. Bine. Ce bine, cum bine? Arde-le în coar. Am să ți-l aduc mâine dimineață. Călător. Tu și călător. Mai bine spune-i vagabond. Ai fi brădit o mai bine. A plecat, nu? Tot aici ești? Nu. Nu e aici. Asta? Te-am întrebat eu de el? Credeam că-l cauți. Să traveghez rânduială. Condenați măturat până acum. V-am zis de atâtea ori să țineți curat aici. E rândul actorului să măture. Nu-mi pasă al cui rând e. Să nu care cumva să mă amendeze sanitarii, că vă trimit la mama dracului pe toți. În ce-i să mai trăiești atunci? Să puneți mâna să strângeți aici tot. Și tu? Ce stai proțap? Mai bine pune mâna pe mătură. Surpriză, dar nu foarte mare, pentru că sperăm că nimeni nu-și imaginează un artist fără școală. Laura, Laura noastră, Laura Stoica, temperamentala, vedeta, cântăreața, a terminat facultatea de teatru, e actriță. Și își face intrarea pe o mare scenă bucureșteană, Teatrul Constantin Notara, nu cu vreun sketch într-o revistă, nu dansând și cântând în ploaie, ci fix cu Azilul de noapte de Gorki, piesă clasică a teatrului mondial, care nu poate fi jucată decât de mari actori. Am observat de altfel un lucru formidabil. Zilele trecute am mai văzut o tânără și frumoasă și sexy domnișoară jucând pe o scenă de clasă la Hyperion trei surori,
de Cehov. E reconfortant să vezi amici, ce ambițios e tineretul. E minunat să vezi o vedetă a muzicii ușoare care, mergând pe drumul deschis de Margareta Păslaru și Corina Chiriac, se duce spre marile texte. Aș pune o întrebare pe adresa Laurei. Să rămână acesta singurul rol de dramă din cariera ei, pentru că de bucurie că e actriță, tot cartierul cântă rock. Thank you.
mulțumim Laurei și trupei sale. Laura, încă câteva cuvinte vreau să-mi zici despre profesorii tăi, pentru că știu că îți doreai acest lucru. Da, vroiam să amintesc că noi suntem încă studenți la Facultatea Ecologică, despre care tocmai ai amintit, la clasa domnilor profesori Constantin Codrescu, Vlad Rădescu, Doruana și asistent George Grigore. Te-ai gândit care carieră o să o adepți mai departe? Nu știu, sper să...